Creștinii din întreaga lume se pregătesc pentru sărbătoarea religioasă extrem de importantă, Adormirea Maicii Domnului, care este prefațată de Postul Adormirii Maicii Domnului. În acest an, postul începe pe 31 iulie 2024, cu o zi mai devreme decât de obicei, deoarece 1 august cade într-o zi de joi. În mod normal, postul începe pe 1 august și durează 2 săptămâni, fiind precedat de Lăsata Secului, dar pentru a se evita conflictele din ziua de post de miercuri, s-a decis ca postul să înceapă mai devreme. Postul Adormirii Maicii Domnului este caracterizat de câteva reguli alimentare. În zilele de luni și miercuri și vineri se recomandă ca alimentele să nu fie consumate până la ora 15, iar după această oră să se mănânce doar hrană uscată. În zilele de marți și joi se permit doar legume fierte fără unt de lemn, iar sâmbăta și duminica sunt zile cu dezlegare la unt de lemn și vin. Pe 6 august, de schimbarea la fața Domnului, credincioșii au dezlecare la pește. Este o perioadă de pregătire pentru cea mai mare sărbătoare închinată Fecioarei Maria, cea mai mare dintre cele 10 din calendarul nostru, Adormirea Maicii Domnului, despre care troparul sărbătorii spune foarte frumos: mutatu te-ai la viață, ceea ce ești Maica Vieții. Așadar, în această perioadă ne pregătim așa cum se cuvine pentru această sărbătoare și să nu uităm de cele două aripi ale postului, și anume rugăciunea și faptele bune. Și slavă Domnului, în această perioadă avem multe sărbători frumoase, dacă ne gândim numai la începutul acestei perioade, când îi prăznuim pe Sfinții Nemțeni, pe 4 august, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, pe 5, mă scuzați, apoi pe 6 este sărbătoarea schimbării la față, unde este sărbătoare deosebită pe muntele Ceahlău. Postul se încheie pe 15 august, când este sărbătorită Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului. Această zi marchează trecerea Maicii Domnului la cele veșnice și este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Pe lângă slujbele care se săvârșesc în mod obișnuit în biserici, în această perioadă creștinii sunt îndemnați să participe și la cele două paraclise închinate Maicii Domnului, iar în ziua de ajun a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în biserici se cântă prohodul Adormirii Maicii Domnului. Așadar, o perioadă frumoasă, o perioadă în care îndemnăm pe creștini să țină post. Este și vorba aceasta românească, care mie îmi place foarte mult: postul de vară face viața mai ușoară. Credincioșii care respectă acest post se pregătesc pentru această sărbătoare printr-o perioadă de post sever, care le oferă ocazia de a reflecta asupra importanței Maicii Domnului în tradiția creștină. Cu respectarea acestor reguli alimentare, credincioșii își demonstrează devotamentul și respectul față de această sărbătoare religioasă.